Consiliul Local al municipiului Târgu Jiu a aprobat acordarea alocației de hrană pentru copiii cu cerințe educaționale speciale din unitățile de învățământ preșcolar, privat și confesional. De modul de utilizare a sumelor vor răspunde conducerile grădinițelor. În municipiul Târgu Jiu există doar 5 copii care vor beneficia de alocația pentru hrană.